fost compusă de compozitorul Alexander Harutyunyan, exact cu ocazia comemorării genocidului armean. Deci compozitor contemporan cu noi. Un mare compozitor care a scris foarte multă muzică simfonică, pe care a renumit un concert pentru trompetă și orchestră, dar nu mai intru în amănunte. Al doilea compozitor mare armean, victimă a genocidului armean, este Pamitas Vardapet. În românește, Pamitas Arhimandritul. El, de mic copil, a dovedit niște calități muzicale deosebite, fiind orfan și crescut de bunica lui undeva într-o mică localitate din Turcia, ca să câștige un ban, cânta pe stradă. Se spunea micul cântăreț vagabond. Până când a fost remarcat de un arhiereu, de un episcop armean, în trecere prin această localitate, remarcându-i talentul său muzical ieșit din comun, l-a luat cu sine la Yerevan, l-a înscris la seminar, a parcurs toate treptele de învățământ în seminar, s-a călugărit sub numele de Comitas, de pe el chema Sokhomon Sokhomonian, deci Comitas, și a ajuns până la rangul de arhimandrit, după care și-a continuat studiile muzicale în Germania, unde și-a luat și un doctorat în muzică. A fost foarte apreciat de compozitorii contemporani cu el, printre care să nu uităm de marele Claude Debussy din Franța, Camille Saint-Saëns și alții. El, întorcându-se înapoi după aceste strălucite studii, nu a mai fost primit la Icmiadzin, de unde plecase, deci la Patriarhie, și a trebuit săracul să plece și să colinde locurile locuite de armeni și să facă slujbe și să trăiască și el din slujbele care le făcea. Un pictor armean a reprezentat pe Comitas, l-a desenat, l-a pictat, ducându-și la subsoară niște partituri, îmbrăcat în sutan, în reverendă și cu fular la gât, căutând, mergând din loc în loc, până când a ajuns înapoi în Turcia. Și mai departe a venit genocidul armean, el fiind intelectual și fiind un preot vestit, deci nu numai pe plan național prin Turcia și în Armenia, deci în toată lumea, deci el deja era în panteonul marilor muzicieni alături de Bach, Handel, Beethoven. Deci vă dați seama cât era de apreciat și de cunoscut. Și a fost arestat, torturat într-un chip de neimaginat și lovit în cap și văzând consecințele genocidului, a nebunit. Și a mai trăit încă 20 de ani, între timp Franța, Germania au cerut eliberarea lui. Nu se știe prin ce surse s-a ajuns, s-a știut. Într-adevăr, și Debussy a intervenit și ceilalți. A fost eliberat prea târziu, din păcate. 20 de ani a trăit în sanatoriu, în spitalul Salpetrierie din Franța. Când a murit, într-adevăr, a fost înmormântat cu onoruri deosebite, că na, era cine era. În schimb, o să vorbim despre el ca și compozitor, ca și autor al frumoasei liturghii armene, al doilea mare compozitor al liturghii armene după Makar Yeghmalian. A scris niște cântări foarte frumoase, Sharakan, se spune în limba armeană, înseamnă imn. Și din acest repertoriu liturgic am să cânt un Sharakan de intrare, un imn de intrare, care, cu care se începe Sfânta Liturghie, după care voi continua cu am să cânt acel Dervok Hormia, renumit, care înseamnă Doamne, miluiește, Doamne, îndură-te de noi, Dervok Hormia. Și voi încheia cu o lucrare devenită celebră, Of Zarman Ali, care înseamnă O Mare Mister. Și cam asta e tot. Mulțumesc.